take my shoes? No, Ella. Ella! Chiar pe ăla-l vreți? Dacă vrei ceva bun, ăla e. Hei, bună treabă, puștule! Asta da acrobație, băiete! Mersi. Dar la ce vă trebuia asta? Hugo și Huft, sos de friptură deliciul junglei. Nu vreau să mă laud, dar fă-o, Hugo. Chiar am să o fac, Tarzan, cu asta o să fim bogați. Da, domnule, sosul ăsta e o avere. Și nu o să ghicești care e ingredientul secret. Fructul? Bingo! Da, face din sos un super zvâc. Da, asta datorită ție, Tarzan, mersi. Aș face orice pentru voi, băieți. Suntem prieteni. Oh, ce drăguț. Deci renunț la toate drepturile din profituri? Semnează aici. Cum? Așa ne-am gândit, prieteni pe viață. Așa, Hugo și Huft mai trăiesc încă. Nu mai scapă ei a doua oară. Echipă. Mergem după trădătorii ăștia ticăloși. Dar, domnule, prietenul lor, omul junglei, o să-i apere? Ah, da, Tarzan. Atunci a fost un element surpriză, dar acum voi fi pregătit. Bine, fie. Ia să încercăm sosul zis deliciul junglei. Am auzit mult despre el. Bagătataie, printre dinți, jos pe gâtlej? În stomac vine un vârtej. Condimente cu instrucțiuni, drăguț. Știți, are un ușor gust de afumat. Mai mult. Da, ăsta-i zvârcul. E patentat? Foc, am zis, mă! Eu am cules ingredientul secret. Încearcă, Jane? Oh, sunt sigură că e grozav, Tarzan, dar genul ăsta de sosuri nu intră în dieta mea. Oh, hai, fetiță. E cel mai bun sos de friptură din lume. Corect. Și n-am fi spus-o dacă n-ar fi așa. Ba da, dar riscam să ne pătăm buna reputație. Da, au o bună reputație. În special pentru doi tipi pe care îi știam morți. Colonelul Spache. Ce mai faci? Luați-i! La revedere! Hai! Dar, Tarzan! Am zis hai! Nu mai parlamenta! Ia uite ce face omul nostru! Da, dar nu se țină în loc prea mult timp. Să ne despărțim, Hugo! Ne întâlnim după scandal! Bine gândit, Huft! N-o să ne prindă pe amândoi! Ok, o mică greșeală. Hugo! Huft! Țineți-vă, vă duc eu jos. Credeai că o să vin aici, fără niciun plan? Ești naiv. Hugo și Huft, pentru insubordonare, dezertare și evadare din arest, sunteți condamnați la ceva mai rău decât moartea, capul groazei. Nu capul groazei. Orice, dar nu acolo. Da, mai bine la ghilotină. Nu, du-l pe el la ghilotină, pe mine, iartă-mă ca un gest simbolic, dă bine la popor. Capul groazei? Oh,
e un loc oribil, o închisoare a legiunii străine cu muncă silnică pe viață și izolare totală. Dacă acolo îi duc pe Hugo și Huft, atunci sunt pierduți de-a binelea. Trebuie să-i ajut. Da, vorbim cu guvernatorul de acolo și spunem că Hugo și Huf sunt nevinovați. O, da, asta va lămuri toată problema, nu-i așa? Mă îndoiesc, guvernatorul va fi greu de contactat și încă și mai greu de convins. Vom încerca să fim mai insistenți. Hugo și Huf nu pot aștepta. Tarzan, nu putem lupta cu legea, nu-i indicat să riscăm. Sunt prietenii mei, ar face la fel pentru mine. Prietene, dacă ești hotărât să o faci, mai e un vas care merge spre nord. Merge la capul groazei? Nu, dar destul de aproape. Capitanul mă cunoaște bine, te va lua. Mulțumesc, Dumont. Nu pot face nimic să te opresc? Jane. Știu, le ești prieten. Aici e cel mai aproape. Insula e cam la 2000 distanță. Mulțumesc. De obicei oamenii fug din capul groazei. Tu ești primul care vrea să intre acolo. Noroc, Tarzan! Puneam pozele pe etichetă. De când francezii mănâncă friptură? Mâncau melci, naiba să ia. Hugo, Huft! Tarzan, ce cauți tu aici? Oh, mare șmecher! Haideți, încă n-am scăpat. Nu încă, niciodată. Nu puteai să nu te amesteci, nu-i așa, Tarzan? Ei, asta e. Mai avem locuri pentru încă un camarad. Bun venit la capul groazei. Costume de carnaval? Dar când am cerut eu 10 lei de ceai? Oh, e ridicol! Da, aș vrea să vorbesc cu guvernatorul! Guvernatorul! Regret, mademoiselle, nu puteți vorbi cu guvernatorul înscris. Da, da, sunt foarte departe și este ceva foarte urgent. Ah, atunci puteți vorbi cu guvernatorul. Chiar pot? Oh, minunat! Uite! Vezi că reușești dacă apelezi la căi civilizate? Imediat ce primim o cerere scrisă pentru o comunicare radio. E o zi cam tensionată pentru amândoi, Jane. Munciți, câinilor! Munciți! Hei, scuze că te-am băgat în chestia asta, amice. Ați fi făcut la fel pentru mine. Și apoi, suntem prieteni. Da, bine, ok, să privim partea bună. Ție-ți stă bine în dungi. Da, îți accentuează umerii puternici și se așează bine pe talie. Hei! Noi ne cunoaștem. Eu? Nu, eu nici n-am fost pe aici. De fapt, nici nu stau mult. Sunt doar în trecere, serios. Eu te cunosc. Ești călosul care mi-a furat banii cu zarul false. Iau ușurel, amice. Eu n-am jucat zarul în viața mea. Da, el e un jucător de cărți. Eu dau cu zarul. O să vă sparg dinții! Lasă-i în pace! Oh, dar cu ce te bagi, amice? Sunt prietenii mei! Destul! A vrut să... Ura! Aici nu există scuze. Aici e doar supunere. În groapă cu el. O, nu, Stache, nu în groapă. Oh, da, haide acum. Nu crezi că e cam exagerat? Oh,
E mai mult decât exagerat. E de-a dreptul crud. Bun venit în groapă, Tarzan. Când nu te supui, asta e răsplata. Nu primești nici mâncare, nici apă. Dar ai o șansă unică să-ți întărești bronzul. O, Doamne, îl aduc pe Tarzan. Tarzan? Ești bine, amice? Zii ceva! Alo? Alo? Ah, Jane, mă doare să te văd așa. Aș vrea să fac ceva pentru tine. Păi nu poți face absolut nimic, Monsieur Dumont. Absolut nimic. Și în felul ăsta o să-l pierd pe Tarzan. Te înșel, Jane? Aș putea să fac ceva. Poți să-l contactez pe guvernator? Nu, dar cred că am o idee mult mai bună. Oh. Nu mai pot. Lenevie, doar lenevie. În groapă cu el. Să nu-ți faci nicio grijă, băiete. Da, corect, la noapte am scăpat de aici. Cum? Privește. Apă, apă, vreau niște apă. Nu avem apă pentru cei ca tine. Dar dacă vrei să dormi, poate o excursie în groapă ți-ar prinde bine. La, n-am nimic, m-am umplut de energie, mă simt ca un nou născut. Așa te vreau. Da, ești deștept, prostule. Hugo, diavol ce ești, la noapte evadăm. Fii Tarzan, băiete, te scoatem într-o clipă. Dar eu ce fac? Păi te lăsăm să putrezești aici, matahale proastă ce ești. Îți trimitem o vedere din Zair. Faceți cum vreți. Evadează! Prizonieri, evadează! Evadează! Oh, Doamne, gata, haideți să o tulim! Ignorați-l de liniuță! Prizonieri, evadează! Hei, ia priviți! Au băgat ceva zbâcă în haleală! Sus pe aici! Rândul tău! Cred că am mâncat cam multă pâine! După mine, pe aici! Dați drumul la câini! Ai grijă! Mersi, amice! Oh, nu! A dat drumul la câini! Și eu mi-e răsa șuncă! Haideți, băieți, am scăpat! Uite! Exact unde a lăsat-o Papillon! Hai! Virar, l-au prins pe Tarzan! Ne-ntoarcem? L-am prins! Unde-s ceilalți doi? Eu îi supoi! Tarzan scapă și singur, nu? Da, sigur, noi l-am încurcat. Hai, vâslește cât poți, junior! Nu crezi că aștepți prea mult de la mine? Ah!
Ești un animal greu de ținut în cușcă, Tarzan. Și mai cam supărat. Deci, mâine la amiază, vei fi spânzurat. Ai de gând să mănânci aia? N-are sens să o risipim. Wahoo! Liber ca păsările! Da, corect. Și ce ne-a costat? Zero. Nema. Traf pe tobă. Sufletul. Costul anexe de nimic. Ia stai puțin, Huf. Totuși ne-a costat ceva. Ce anume, Hugo? Prietenul Tarzan. Oh, firar. Asta așa e, Junior. Aduceți prizonierul! Nu văd la ce bun să prelungim cu ultima dorință și alte plictiseli de-astea. Executați-l! V-ați întors! Nu ne puteam lăsa prietenul anecaz! Da, cine ne-a cules fructe? Prinde-ți-i! Fugiți! Dă-te, Tarzan! N-ai de ales! Da, forța te ajută să scapi de multe necazuri, dar ai și tu o slăbiciune. Executați-i pe Hugo și Huft! Chiar îți pasă de idioții ăștia. Ce previzibil. E un epitet potrivit pentru Lordul Junglei. Tu! Ce cauți tu aici? Te opresc să încalci legea, colonele. E ridicol. Eu sunt legea. Serios? Guvernatorul este de altă părere. Ce se întâmplă aici? Executam vinovații, înălțime. Nimeni n-a dat niciun ordin de execuție. Cine-i comandantul? Ăla e omul, domnule. Da, ăla cu rânjet rău și maniere proaste, urâtul ăla. Cred că ai o explicație rezonabilă pentru asta. Să vă explic, domnule.
mulțumim că ne-ai salvat, Lady Jane. Dar altădată ar fi bine să te grăbești un pic. Cum l-ai convins pe guvernator să vină? Ar trebui să-i mulțumim lui Monsieur Dumont. Cred că ar fi foarte bine, pentru că eu sunt Monsieur Dumont. Hei, e o păcăleală demnă de noi. Da, și noi nu prea facem complimente gratuite. Tarzan, chiar ai venit după noi, amice? Da, mersi, tipule, iarăși îți dator în viețile noastre. Nici nu știu cum te-am putea răsplăti, băiete. Păi, ați putea să-i dați lui Tarzan un profit egal din sosul vostru. Wow, ușurel, domnișoare, nu te lăsa de săneval. Da, doar n-a salvat lumea, ci pe noi. Și apoi, prietenia noastră este pură și frumoasă. Da, de ce să o stricăm cu ceva murdar ca banii? Corect, o stricăm noi fără niciun ban. Și nu mai bați drumul până la bancă, domnișoară. Tati o să fie așa de încântat când o să vadă că facem un turneu de cricket. În special azi, la aniversarea legendarului său meci perfect. Legendar și totuși ai mai auzit de el? Nu, dar nu-s așa un fan sportiv, prea multă competiție. Rândul tău, Tarzan. Ua, ce lovitură, măi! A fost bine? Nu-i rău. Pentru început? Fiți atenți! Tantor, tehnica ta e greșită! Mi-a intrat soarele în ochi. Cred că ne mai trebuie nuci de cocos. O să culeg câteva. Nu uitați, să nu afle tati, este o surpriză. Nu prea îmi plac mie surprizele, se cam întorc împotriva ta. Abia aștept să văd ce față va face tati. Va fi așa de... săraca de tine. Hai, nu te teme, micuțo, vreau să te ajut. Gata, gata, e în regulă. Păi, hai să vedem care e problema, vrei? Valea bestie, am terminat cu tine. Să nu-ți pierzi speranța. Îi știi să înțelegi dragostea, să crezi în ea. Și calea ta, și calea-ți vei afla. Vei ști să adică o stâncă să ajung în opar. Creatură slabă, inutilă ce ești, n-o să reușesc să ajung singură în opar. Dar cu ajutorul lui Tarzan, ar fi altceva. Ce se întâmplă? Ar fi trebuit să începem. Jane nu s-a întors. Păi, nu putem începe fără ea? Doar dacă știi tu regulile. Nu le putem inventa când jucăm? Perfect! Ok, primul care lovește bine ia 100 de puncte. Tarzan, Turk, Tantor, ce-ați plănuit pentru azi? Nimic. Chiar nimic. Nimicuța! Superb! Ce-i în sac? Sac? Ce sac? În sacul ăsta... este nimic important. Bine, dar unde-i Jane?
Și noi ne întrebam același lucru. Tarzan, dragule! Jane, mă îngrijorasem. Oh, ce drăguț! Hai să mergem amândoi într-o plimbare. Doar noi doi. Nu înțeleg. Credeam că am fost foarte clară. Tu, eu, picnic în junglă. Dar, Jane, e vremea să... să... Chestia! Ce tot vorbești acolo? Ce chestie? Știi tu, turneul de cricket. Nu am timp de jocuri, Tarzan. Jocuri, ai zis? Mi-a scăpat mie ceva? Chiar nimic! Bufon ridicol! Haide, Tarzan, mergem! Jane, de ce te porți așa? Oh, Tarzan, prostule, te tachinam. Acum vrei să vii cu mine? Te rog. Jane, s-a întâmplat ceva. Bineînțeles, nu-ți pasă de sentimentele mele. Jane, stai. Nu, Tarzan, tu stai. Joacă-te cu amicii tăi. Tip încăpățânat, să mă lase singură cu trupul ăsta de nimic. Ce avem aici? Ah, Jane, ca de obicei încântat să te văd. Oh, și eu. Chiar așa? E, desigur, domnule Dumo, pare un bărbat care se descurcă în junglă. Oh, Jane, credeam că n-ai observat. Oh, ba da. Vrei să-mi faci o mică favoare? Pentru tine? Orice. Ce înseamnă chestia asta? Orice ar fi, nu arată bine pentru amicul Tarzan. Bietul băiat, să-i spunem? Glumești? L-am mai văzut pe Tarzan furios. Când va afla o să fie turbat. Bine zici, moare-mi. Da, pune fermoar. Oh, ce amabil ești, domnule Dumu. E o onoare, doamna. Dar vă întreb, de ce nu vă însoțește Tarzan? E ocupat. Mă bucur că mă protejează un bărbat așa puternic ca tine. Stai în spate, Jane. Nu se știe ce pericole pândesc pe aici prin junglă. Da, nu se știe niciodată. Când m-am uitat în ochii lui Jane, am văzut o altă persoană. Ți s-a părut? Hai, vino să joci! Da, cricketul ăsta e abuzant. Da, am auzit cumva cricket? Nu eu! Ce? Nu știe aia. Știți, eram mare jucător de cricket înainte. Ei, v-am povestit vreodată de meciul meu perfect? Pregătește-te, poveste plicticoasă la orizont. S-a întâmplat ceva, mă duc după Jane. Păi venim și noi. Vin după tine. Era o zi superbă pe pajiște. Rivalul meu, Philander, abusese noroc până atunci. Dar cronul a fermecată. Jane? Hugo, Huft, ați văzut-o pe Jane? Tarzan? Nu știam că ești aici. Nu, n-am văzut-o pe Jane. Da tu, Hugo? Nu, domnule, și nici n-am văzut-o plecând la picnicul Dumont. Pe unde au luat-o? Ține-te, Jane! Foarte bine! Oh, mulțumesc, domnule Dumont. Nu știu ce m-aș face fără dumneata. Pentru nimic. Păi, cred că locul unde mergem trebuie să fie deosebit. Nici n-ai idee. Jane, ai auzit ceva? Nu, merge înainte, aproape am ajuns. Mergem? Ai pățit ceva, Jane? Puteai să cazi rău de tot. Da, rău de tot, așa.
tinere prieten. De obicei se stă pe pietre, nu sub ele. Mergeam după... Jane! Jane mi-a făcut asta! Află că Jane-a ta nu era Jane, de fapt. Stai, prietene, toate se vor lămuri curând. Oh, am ajuns! Serios? Nu e minunat? Cred că da, mai ruinat și mai părăsit. Ăsta a fost Opar, orașul pierdut, ținutul reginei La. Da, Jane, stai, a fost o călătorie lungă. Te rog, am adus sandwich-uri bune. Sapă! Pardon? Sapă! Da! De fapt, ce trebuie să caut? Ceva foarte special! Miroase rău, dar face bine! Te-am mai văzut undeva. Ești un bătrân oazir. Îmi place să spun că am ceva experiență. Sunt Ursula. Ce cauți așa departe de casă? Urmăresc un spirit vechi pe nume La. Regina La e moartă. Nu, poate trupul ei e mort, dar spiritul ei e încă viu. Vorbești în dodii. Așa par mai deștept. Mă tem că spiritul reginei La o posedează pe cei. Când m-am uitat în ochii ei, am știut că s-a întâmplat ceva. Da, dă-mi-l mie! E chiar drăguț, Jane. Acum hai să ne vedem de picnicul nostru. Nu până nu găsim cealaltă parte. Vorbește-mi, toiagule! Vestește-ți prezența! Doamnă, ai nevoie de ajutor. Îl caut pe Tarzan imediat să-i zic unde ești. Pe curând, Jane! Cum? Îndrăznești să întorci spatele reginei La? Aici era. Jane? E o îmbunătățire considerabilă. Îngenunchează în fața reginei tale, regina La, regina Oparului. Da, e dărâmat, nu-i așa? Dar totul se poate repara. Ridică-te, Opar! Spiritul lui La poate trece dintr-o creatură în alta. Așa a luat-o pe soția ta. De unde știi tu atâtea despre La? La a fost o oazirii. Foarte de mult, La a folosit o vrajă interzisă ca să fie nemuritoare. De atunci, oazirii s-au războit cu La. Cu toiacul magic rupt, fără oameni leopard și oparul în ruine, La e slabă. Acum o putem înfrânge. Și o salvăm pe Jane. Dacă ar fi așa de ușor, prietene, să ajungem la Opar înainte ca La să-și recapete puterile. Prea târziu. O sarcină dificilă e acum și mai grea. Mai avem o șansă. La crede că-s mort. Atunci elementul surprizei al nostru. Vezi? O vrajă aici, două, trei acolo și Oparul e iar comoara ascunsă a junglei. Desigur, mai e și problema deratizării. Jane, cum o oprim să...
Nu! Cine a îndrăznit? Tarzan, nici nu știi ce ai făcut. Nu te las să omor pe Jane. Jane, sunt eu. Ursula, nu i-ai spus. Jane s-a dus, Tarzan, pentru totdeauna. Aici nu mai e decât la... Nu pare o luptă dreaptă, nu-i așa? Da, prefer să fie așa. Bine jucat, Tarzan! Oazirii spun că e o vreme când un bărbat trebuie să intre în luptă. Da, acum nu e cazul. Mai trebuie să vă spun ceva, Vala! Și să nu vă întoarceți până Tarzan nu-i mort. Chiar pentru o statuie. Ce facem acum? Spune tu, eu am avut un plan bun. Cu planul tău murea Jane. La nu-i va da drumul. Tarzan, Jane e ca și moartă. Tot ce putem face e să punem capăt mârșăvilor lui La. Nu, dacă trebuie să mor ca să opresc, am să o fac. Tarzan complică lucrurile mai mult decât trebuie. Nu se poate ascunde la nesfârșit. Dacă am dat un ordin statuilor războinice, nu se vor opri. Până la urmă, îl vor găsi. Pot să nu mai caute. Tarzan, ai venit la mine. Îți mulțumesc. Mă scutești de mult efort. Nu te las să ai pe Jane. Dar o am deja, dragul meu. Deci, ce ai vrea să fii? Gibon sau șacal? Foarte bine, va fi o surpriză. Dar, ce vrei să faci? Să sar. Dar murim amândoi! Jane e unicul meu motiv de a trăi. Uimitor! Ce putere! Ce agilitate! Trebuia să-l iau pe Tarzan de la bun început. Îmi pare rău că trebuie să o fac, prietene. Înțeleg care-i planul. Tarzan a vrut ca eu să iau trupul. Poate că ar fi mers dacă eram în trupul firava lui Jane. Dar reflexele lui Tarzan sunt grozave. Știu perfect tot ce mă înconjoară. Și acum, sfârșitul tragic de poveste. Voi termina cu dragostea lui Tarzan cu propriile lui mâini. Scuze, nu-mi plac tragediile. O urmărire. Frumos. Bau! Thank you.
Nu poți fugi la nesfârșit, Jane. Mă ierți dacă încerc totuși. Drace! N-ai unde fugi, Jane. Ești prinsă. Ca un șobolan. Ce? Nu! Stop! Lasă-mă jos! Nu sunt Tarzan! Sunt la... Jane, ești tu. Da, eu sunt. Maria ta, nu pleci nicăieri. În capcană ca un șobolan. Și zici că regina asta la m-a transformat în maimuță? În gibon, mai precis. Doamna, singurul mod de a face din mine o maimuță este să mă faceți să cred istoria asta. Uneltele lui Las sunt periculoase, imprevizibile. Dar și niște crose excelente. Bine lovit, Ursula, bine lovit. Perfect. Jane, am o întrebare. Ce e cuvântul ăsta? Cuvântul ăsta, S-R-U-T? Ar trebui să știi deja. S-R-U-T e sărut. Și ce înseamnă asta? Stai să văd dacă îți pot da o definiție. Sau mai bine, o mică demonstrație. Ce este? Nu suntem singuri. O nuntă? Basulii se însoară cu Nao, în satul Wazirii. Presupun că pe aici nu se trimit invitații tipărite. Ce bine de Basulii! Când e nunta? Mâine. Bine, suntem onorați să venim. Am așa de multă de făcut. Dar ce se poartă la o nuntă Wazirii? Ce oportunitate minunată ar fi să mai învățăm ceva despre cultura Wazirii. Sigur. Presupunând că ajungem acolo și nu în burta vreunui animal. Păstrează-ți emoțiile pentru ceremonie, Durule. O sper să le placă cadoul nostru. E un cadou drăguț, o să le placă. Dar dacă e prea mult, nu crezi? Sau dacă nu-i destul, Wazirii fac cadouri la nuntă? Jane, o să le placă. Nu e așa simplu, Tarzan. Fiecare cultură are obiceiurile și tradițiile ei. Dacă nu respectăm tradițiile Wazirii, riscăm să jignim tribul. Am putea streca nunta. Oh,
Gamble, ajutor! Asta e o tradiție de care eu m-aș putea lipsi. Ce minunat e totul! Stop! Asta e o sărbătoare Vazirii! Străinii nu-s bineveniți! Muviro! Sunt prietenii mei! Au fost invitați! Scuzați-l pe Muviro! E foarte revăzător! Felicitări, Bazuli! Mă bucur să vă văd! Sper că n-am întârziat! Întârziat? O, nu! Am întârziat! N-ai întârziat, Bazuli! Ești doar cam agitat! Așa este! N-am mai simțit așa niciodată! Oricine e agitat înainte de nuntă, e absolut normal. Oh, da, da, e exact așa. Când m-am însurat cu mama lui Jenny, eram un pachet de nervi. Vorbeam într-una, tic nervos, înțelegi? Trâncăneam într-una despre orice întrecea prin căpățână. Tati? Plăcinte? Nu mă puteam gândi decât la plăcinte cu gem. Nici acum nu ar strica câteva, de fapt. Ar fi bune, nu? Nu-i ceva așa teribil să fii însurat. Nu mă tem de a fi însurat. Să mă însor e problema. De ce? Cum e o ceremonie Oazirii? Veți vedea! Oh, măi! Am început! Nici măcar n-am început! Uite, tati! E așa de frumoasă! Azuli e un timp norocos? Prieteni, pe când erau doar copii, fiul meu, Bazuli și Nao au fost promiși unul altuia pentru căsătorie. Acum a sosit timpul să-i aducem împreună, dacă și numai dacă Bazuli arată că e capabil într-adevăr să-și ia o soție. După tradițiile Oazirii, Bazuli va trebui să treacă o probă. O, Dumnezeule! Scuzați-mă, vă rog să continuați. Bazuli, nu ești un tânăr oarecare. Într-o zi tu vei fi șeful. Proba va fi pe măsură. Călătoria pe muntele Tumbai. Ia o pană de la vulturul care are cuib acolo și întoarce-te în sat înainte de apus. Dacă nu poți, e un semn că nu meriți să te însori cu Nao, ursita ta. Poți alege o persoană să te însoțească în căutare. Îl aleg pe Tarzan. Nu ar trebui să aprobați! Este un străin! Suntem de acord. Tarzan, vrei să mergi? Vreau. Te rog, nu te supăra. Stai liniștită, mă întorc repede. Nu pot sta liniștită, dar mai tare mă îngrijorează Bazuli și Nao. Nu-i cam nedrept obiceiul ăsta? E tradiția lor. N-ai zis că trebuie să o respectăm? Așa-i. Noroc că mi-amintești. Drum bun. Am toată încrederea că te vei întoarce până la apusul soarelui cu pana de vulturi. Mă voi strădui. Curentul e puternic. Pe acolo putem traversa, uite! Bazuli!
Atenție! Copacul ăsta n-a căzut singur. Tarzan! Sper să se întoarcă la timp. Da, desigur. Fascinant obicei, nu-i așa? O cursă contra cronometru, cu premii foarte mari. Știi, eu nu m-aș descurca cu tot stresul ăsta. Fără supărare, dar tu nu te-ai descurca nici fără stres. Scuzați-mă. Scuze că mă amestec, Nao, dar cum te descurci? Sunt sigură că totul se va termina cu bine. Da, tradițiile sunt foarte importante. Chiar dacă par nedrepte. Tu și cu Tarzan ați fost promiși unul altuia de familie? Oh, nu, nu, câtuși de puțin. Eram o tânără dintr-o bună familie englezească, iar obiceiul era ca eu să mă mărit cu un tânăr englez de familie. Ideea asta, ca Jane Porter, să stea cu un sălbatic. Dar când m-am suit pe vas să mă întorc în Anglia, mi-am dat seama de ceea ce-mi doream: să-mi petrec restul vieții cu Tarzan. Și-am sărit înapoi în ocean și-am înotat la el și nu mi-a păsat deloc de ce-au zis ceilalți. Deci, ai încălcat tradițiile tribului tău? Da, eu cred că da, dar Tarzan merită. La fel și Bazuli. De ce să renunț la el? Ei, stai! N-are sens să te arunci cu capul înainte. Te rog, întoarce-te. Nu putea să fie mai rău. Poate de acum va fi bine. Asta n-a sunat bine. Absolut deloc! Se pare că soarta vrea să fie în felul ăsta. Poate că nu e soarta. Vreau să văd de unde a început vânzoleala. Rinocerii ăștia nu au fost singuri pe munte. Nu avem timp de ghicitori acum. Trebuie să găsim vulturul. O să-i spun lui Chewazi cât greșește cu tradiția asta. Dar te rog, Nao, nu te grăbi. Știi, când mă înfuri, mă opresc. Și număr până la 100, să o facem împreună, vrei? 1, 2, 3. Chewazi, trebuie să vorbim. Nu trebuie, ești foarte ocupat, sigur mai poate aștepta. Despre ce vrei să vorbim? Încercarea lui Bazuli. O să mă mărit cu el chiar dacă vine cu o pană de vulturi, o coadă de bursuc sau nimic. Wow! O ceartă de familie! Tu respingi tradițiile tribului nostru? Dacă tradițiile mă despart de omul cu care vreau să trăiesc, da! Sunt sigură că prin asta nu vrea să jignească deloc! Nu-mi pot baza viitorul pe o amărâtă de pană. Jane m-a învățat. O, Doamne! Merge din ce în ce mai bine! Dacă nu accepți tradițiile oazirii, atunci nu va mai fi nicio nuntă! Nu poți face asta! Cred că e vorba de o mică neînțelegere. Eu, de fapt, respect foarte mult tradițiile oazirii. Așa și Nao, nu? Nu!
Ei, Chewazi, v-ați supărat, e de înțeles. Știți că împățesc asta, eu stau și număr până la 100. Haide, 1, 2. Dați jos podoabele astea! Nu mai este nicio nuntă! Ce e locul ăsta? Nu știu încă. Cimitirul elefanților. Oh, nu! Dacă intri într-un cimitir de elefanți, aduce ghinion. Atunci ne facem noi norocul. Poți să nu împărtășești credințele alor mei, eu cred. Scuze, n-am vrut să te jignesc. Uite! Vulturul! Tu vorbești cu animalele, roagă-l să coboare. Vulturească mea e ruginită, trebuie să-l prindem. Ar trebui să fie un drum ocolit. Nu o să ne întoarcem până la apus. Am o presimțire rea în cazul ăsta. Știam eu că-i ghinion. Nu te mișca. Nu, nu cred că e rupt. Acum e tot una. Vezi dacă poți merge. La ce bun? E clar, s-a terminat cu însurătoarea mea. Stai aici. Stai, o să-l omor pe Bazuli. Exact. Tarzan, stai! Muviro? Aștept explicații. Toată viața mea am trăit în umbra ta. Tu ai fost pregătit să fii șef. Ție ți s-a dat cea mai frumoasă fată. Dar asta s-a terminat. Dacă nu o să aduci pana, eu o să-ți iau locul. Tu ai împins bolovanii? Și a tăiat copacul ăla. Și am întărâtat rinocerii. Cum ai putut? Am putut și gata. Acum proba ta e să treci de mine. Oprește-te, e rănit. Nu, trebuie să-l înfrunt singur. Orice s-ar întâmpla, ăsta e obiceiul Wazirii. Te rog, Chewazi, domnule, îmi cer scuze. Vezi, mă tem că eu am încurajat-o pe Nao, fără intenție, să respingă tradiția voastră dintr-o prostie zău. Dar vina e a mea, a mea complet, și pentru asta îți prezint cele mai sincere, din inimă și umile scuze. Asta nu-i scuză. Dar am fost sinceră. Există cumva vreo manieră tradițională Wazirii prin care să-mi cer scuze? N-ai voie să mă ajut! Renunță, Bazurii! Nu! Nu voi renunța niciodată! Oh!
doar n-am greșit că l-am salvat, nu? Nu, nici măcar Muviro nu merita să moară așa. Dar ce-ai făcut e de neiertat. Din acest moment ești alungat din trib. Du-te! Apune soarele. Atunci să ne grăbim. Poate că ai dreptate, Bazoli. Soarta nu e de partea noastră. Tarzan, slavă Domnului că te-ai întors! Unde e Jane? Cred că încă cere scuze. Așa cum e. E bine? Minunat. Scuzele sunt acceptate. Bazuli, am fost așa îngrijorată. Credeai că o să întârzi la nunta noastră? Oh, nu mai contează. Tatăl tău a anulat nunta. Cum? I-am spus că vreau să mă mărit cu tine, fie că aduci sau nu pana la timp. Ne-am încins puțin. Vă dau permisiunea să faceți nunta dacă ai adus pana. Nao are dreptate. Căsătoria nu ține de pene. Ține de angajamentul între doi oameni. Mă însor cu Nao. Nici pană, nici tată, nimic nu mă oprește. Deci, nu ai adus-o? Am vrut doar să clarific ceva. Vă declar soț și soții. Nu-i minunată dragostea? Revino-ți! Mă faci de rușine! Scuze! Pentru fericitul cuplu! Pentru sărățele! Oh, desigur! Mulțumesc! Oh, da, Jane, mulțumim foarte mult! Ce sărățelele? N-am idee. Cred că o fi o tradiție a lor. '75, '63, '29. Uite, ascunzătoarea perfectă. '32, '98, '100. Dacă nu ești gata, te iau cu lopata. Când o să învețe să se ascundă ca să am și eu ce face? O, Tantor, oriunde ai fi te găsesc eu! Nu, ba nu! Poți fugi, dar nu poți... Vânători! Hei, m-ai găsit! Acum o să te ascunzi tu? Amândoi ne ascundem! Curând fuse dus de valuri și se pierdu în întuneric și depărtări. Ce bine! Îmi plac poveștile bune! Unde-i Frankenstein acum? Oh, nu sunt oameni real, Tarzan. Sunt personaje de ficțiune. Ficțiune? Imaginare. Nu există. De ce nu se scrie despre oameni reali? Din păcate, nu toți oamenii duc o viață palpitantă ca tine. Vânători! În junglă! O mulțime! Da, și au arme fricoșătoare! Să-i văd! Nu mi-a zis nimeni că e așa de umed. Sau că țânțarii sunt cât măgarii. Hei! Ce mai... Nu vânați în jungla mea! E a mea? Ce? Da... Haide-mi! Ce?
actori? Sunteți vânători? Crezi că umblam cu jucăriile astea dacă eram vânători? Suntem actori, amice, fără haine! Actori, artiști, dramatis personae! Lasă-o baltă, Dirk, e clar că tipul e retardat. La o parte pierdem lumina. Ușurel, Stanley, nu-ți dai seama cine este? Chiar omul maimuță! Tom, asta e o legendă! Poate că nu. Și cum ziceai că te cheamă? Tarzan. Tarzan, sunt Tom Orman, regizorul filmului Omul Sălbatic. E bazat pe legenda unui om crescut de gorile în jungla africană ca... Ca mine? A, nu, ca mine. Știu că nu prea arăta sălbatic, dar sunt vedeta filmului, Stanley Obrovski. Poate ai văzut filmul meu, Rapsodia Ștrasurilor? Nu. Nimeni n-a văzut Rapsodia Ștrasurilor. Ce-i un... film. Nu știi ce-i un film? Vai, Doamne, dar chiar e sălbatic. Nu-i nimic, băiete, avem noi grijă de tine. Mersi că ne-ai dat o cameră pentru vizionari, domnule Dumont. Te rog, zi-mi, Renard. Eu și magazinul suntem la dispoziția dumneavoastră. Grozav! Hei, ăsta este filmul, domnule Orman. Pentru Dumnezeu, omule, lasă lampa aia. O scânteie și filmul va arde ca o hârtie. Da, uite, poate vrei să-l duci tu. Da, mersi, junior, încerc să mă las. Doar du-l înapoi la proiecționist. Oh, mulțumesc de invitație, domnule Orman. N-am mai văzut niciun film de când stau aici. No, pe ăsta o să vă placă. E ultimul meu film, faimosul host din tren. Lumina, Harry! Păzea! Tarzan, stai! Incredibil! Tarzan, dragule, nu e un tren adevărat, vezi? E ca, e ca proiectorul tatei, numai că pozele astea se mișcă. Oh, scuze că am întrerupt. Pe naiba! Un regizor vrea ca audiența să creadă că filmul e real. De fapt, de ce nu vii tu mâine pe platou să vezi cum se face un film? În plus, mâine e prima scenă cu Naomi Madison, actrița principală. Pot să vin cu Jane? Măi, chiar că te-au crescut maimuțele. Hai, Naomi! Asta e scena în care ticălosul Count Camacho te leagă și e salvată de sălbaticul din junglă. Da, 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 sălbaticul din junglă, am priceput. Filmează-mă din unghiul bun. Doamne, ce bine că filmele n-au sonor. Și motor! Ajutor! Să mă salveze cineva! Jos, pietre! Atenție! O salvează! Ajutor! Oh, vai! Oh, salvați-mă! Oh!
te salvezi. Oh! Oh, mai! Te simți bine? Acum da. Dar ce crezi tu că faci aici? Eu trebuia să o salvez pe Naomi. Ai stricat scena. Dar ar fi zdrobit-o pietrele. Nu sunt reali, imbecilule. Nu-s reali? Adică-s falși, sunt de burete. Nu uita că tot ce e în film este ficțiune. Adică ea nu era în niciun pericol? Nu era în pericol. Fă-ne o favoare și lasă actoria profesioniștilor. Shelley, ce vrei să faci? Eu ce vreau să fac? Titi Junglă ce face? A stricat dubla, timpul e ban, Tom. Știu, dar te rog, nu-ți mai face griji. Vreau să te pregătești neapărat pentru scena ta. Bine, nu las eu un amănunt să mă scoată din rol. Așa exact, du-te acum, fă exerciții de respirație, vocalizează, găsește-ți motivația, fii omul sălbatic. Oh, asta-i. Zim că ai filmat asta. Ați văzut asta? Absolut, total, uluitor. Orice cascador de duzină se descurcă cu astea. Trebuiau alte pietre. Când vine scena mea? Uite! Uite, vezi? Mă descurc și eu cu pietrele alea false. Piatra aia s-a lovit exact în tine. Și ce? Rezolv la montaj. Nu e o idee rea. Putem combina imaginea lui Tarzan cu pietrele cu prin planurile tale. Cum? Nu poți face asta. Sunt un star, un erou de cinema. Ăla nici măcar nu e actor. Nu, Stanley? El este adevăratul om al junglei. Ha, dar poate juca Hamlet? A fi sau a nu fi? Hamlet nu ne aduce bani și audiență. Îl bag în filmul meu. Nu-l poți lăsa pe bebe Zdreanță să-mi facă cascadoriile. Mereu le-am făcut singur. Stanley, dragul meu, e numai în interesul tău. Ce-ar face fanii tăi dacă te-ai răni? Păi ar... Fără mine ar muri sigur. Sigur că da, nu putem lipsi publicul de starul lui. Nu le fac una ca asta. Tom, așa e. Ai perfectă dreptate. Așa mai merge. Hai, du-te și repetă-ți replicile, superstarule. Mă duc, Tom, mă duc. Actori. Gata, filmăm. Gata, șeful. Bine, vreau să iasă magic. Motor, acțiune. Hai, Stanley. Eu, om sălbatic. Tu, om sălbatic. Eu, John. Și stop! Cum a fost, eh? Obrovski odulă. Așa mi se spune. Ține minte. Cel mai incredibil lucru pe care l-am văzut. O să fiu un mare star, uriaș. Cum faci strigătul ăla? Mă scuzați, dar eu sunt starul acestui film, sau nu? Alo? Hey, mă vezi să țip și eu așa? Uite, Tarzan, ia loc. Scuză-mă, Renard, dar vreau să vorbim despre nota mea de plată. E cumva vreo problemă? Da, e o problemă. Prețurile sunt monstruoase. Mi-aș putea lua o mașină cu cât îmi cer pe o supă. Păi, mă tem că atâta costă să faci afacere în junglă. Dar, dacă vrei să cinezi în altă parte... Tâlharu, șarlatan! Tarzan, te rog mult... Mă rogi? Regret, dar manierele tale, cam lasă de dorit. Scuze. Nu îl băga în seamă, Tarzan. În loc să te critici, actorul ăsta mai bine te-ar studia. Ce? Sigur! Vreau să stai mai mult cu Tarzan. Învață să mergi ca el, să vorbești ca el, să fii omul junglei. Aș fi foarte bucuros să te ajut, Stanley. Te cred. Serios, Tarzan, ce să mai știu despre junglă în afară că se poartă haine rupte? Păi, pentru început, gorilele nu merg în două picioare. Își folosesc și mâinile. Și nu se murdăresc? Haide!
Nu-i mare lucru. Aș zice că-s mai bun ca tine. Au! Au spatele! Ai pățit ceva? Nu, nimic. Să mergem mai departe. E amuzant cum împungi niște gâze cu bățul, dar crezi că asta ne ajută cu ceva în film? Gorilele nu folosesc cuțite sau linguri. Da, am văzut la masă. Gorila folosește un pai. Doar nu vrei să... Oh, Doamne! Rândul tău. Eu... Vrei să o prind pe Nuru, să te lupți cu ea? Oh, nu, nu-i nevoie. Trebuie să mă întorc să mă pregătesc pentru filmarea de mâine. Ah, scena cu lagună. Da, o să vii acolo? Da, fac cascadorii, l-ai uitat? Desigur, cum am putut uita? Minunat. Tarzan, asta e scena când te arunci din copac? Faci un triplu salt și aterizezi direct pe spatele elefantului. Bine. Așa te vreau, băiete. Motor, acțiune! Fii blind cu mine. Ce face nebunul ăla? Stanley? Nu-i rău, e? Dar ce încerci să faci? Vrei să te omori? Hai, dă mâna. Nu vreau să mă ajuți, mă descurc și singur. Am mai discutat treaba asta, Stanley. Nu se poate să riscăm ca tu să te rănești. Lasă-mi mie grija asta. Dar dacă Stanley vrea să lucreze singur, eu... Nu fi ridicol, Tarzan, băiete. Ești născut pentru cinema, ești de aur. Stanley, scoate-ți ideile tale grandomane din cap și du-te și repetă țicnetele. Nu. Ce ai spus? Am zis nu. Sau joc singur în film, sau nu mai joc deloc. Bine, e bine, faci cum vrei tu. Ești dat afară! Nu poți face asta, trebuie să termin filmul. Sunt conștient de asta, Stanley. Tarzan va fi noul star al filmului. Da? Perfect! N-ai decât să strici filmul cu maimuta vorbitoare. Nici nu îmi pasă. Hei, Tarzan, știi ceva despre actorie? Nu. Bine! Dar ce trebuie să fac? Păi, joci un om din junglă. Tu ești omul junglei, deci trebuie să fii tu însuți. Nu prea înțeleg. E ficțiune sau nu? E ficțiune, dar tu te joci pe tine. Ce un foame, sălbatic ia hrană. Dar eu nu vorbesc așa. Ba, vorbesc! Abia aștept scena sărutului. A? Care sărut? Da. Vezi, în film tu o iubești pe Naomi. Dar eu o iubesc pe Jane. E în regulă, Tarzan, nu e real. E doar pentru film. Desigur, dacă nu era film și o sărutai, păi vă dădeam pe amândoi la leoparzi. E foarte derutant. Și mai ales incomod. A fost uimitor, Tarzan. Cum faci strigătul ăla, Tarzan? O să fii mare star, Tarzan. Vale, Tarzan. Pa, pa, sălbaticule. Arzi, puiule, arzi. Ajutor! Asta e o scenă romantică! Ai întâlnit-o pe femeia visurilor tale! Motor, acțiune! Nu credeam că o să pot iubi un sălbatic! Foc! Da! Flăcările pasiunii și eu le simt! Nu, foc! Hei! Nu mă pot lăsa așa cocoțată în copac! Da, nu e scenariu! Dar filmează! Nu sta aici! Du-te după el! Mamă, ce scenă!
clădirea asta prima! Repede! Ce s-a întâmplat? Repede, mai adu apă! Bob! Bob! Ajutați-ne! Mon Dieu! Clădirea e plină de explozibil! Oh, nu! Unii! Îți mulțumim, amice! Da, pune-o în contul nostru, da? Ați auzit? Nu! Ajutor! Ajutor! Tarzan? Tarzan, du-te! Lasă-mă aici! A fost vina mea! Am dat foc la film! De ce? Ca să nu-mi iei locul și să devii un mare star! E așa important să fii un star? Succesul e tot ce am! Fără el, nu sunt nimic! Așa că lasă-mă aici! Nu vreau să trăiesc în anonimat! Haide, Stanley! Dar... ajută-mă! Ce ai? Ai pățit ceva? Am crezut că s-a ales praful de voi. Ce s-a întâmplat? Oh, Stanley. M-a salvat. Ce? Stanley. Mare, erou, salvat, Tarzan. Poate ești un cascador mai bun decât credeam, Stanley. Nu știam ce zace în tine. Ești un erou. Ei, o să scrie în toate ziarele de acasă. N-a fost nimic, serios, pentru mine. Înapoi, să poate respira Tarzan. Ah, Monsieur Orman, deja plecați? Aha, da. De vreme ce filmul meu ars în clădirea ta, mă duc acasă să-i îmbunez pe șefii de la studio. Ah, da. Apropo de asta, am descoperit că focul a fost cauzat de film. Plătiți daunele cu un cec? Oh, ia stai puțin, franțuzule. Din cauza coșmeliei tale am luat foc. N-ai auzit de protecția împotriva incendiilor? Să ne abținem de la insulte, vă rog. Oare se vor înțelege? Mici șanse. Niciun ban! Nu vei primi niciun ban de la mine! Nu dau! Cum vrei tu. Lars, Snake. Cum se scrie Renard? Ascultă, Tarzan. Îți mulțumesc pentru ce ai făcut. Ești un actor foarte bun. Ar trebui să vii la Hollywood. Ne-ar trebui oameni ca tine. Nu, mersi. Îmi place mai mult viața de aici. Ei, s-a dus șansa ta de a fi star de cinema. Puteai să ai o întreagă armată de fani. Să nu mai vorbesc de actrițele superbe. Am deja o fată superbă. Și nu este ficțiune. Ah, acum înțelegi ce înseamnă ficțiune, hm? Poate un pic. Aș zice că ceva mai mult. Stanley, mare erou, salvat Tarzan. Măi să fie. Ce vrei să spui? Cred că ai impresia că nevasta ta e cam proastă. Haide, ce-i foame? Tarzan aduce mâncare.